Bun găsit la Closing Bell, Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne auzim. Ceea ce avem în față este nu un grafic, ci o ilustrare pe scurt a publicărilor de astăzi, unele dintre ele. De exemplu, aici se observă cum indicatorul S&P Case-Shiller al pieței imobiliare a dezamăgit 5,7% creștere față de 5,8%. Este de ajuns pentru a imprima o direcție în piață. Vom vedea imediat pe OROSD că nu pare a fi de ajuns. Urmează Conference Board, Consumer Confidence, și la ora 5 și tot atunci vânzările de case deja construite. Un pic de risc descendent, aș spune, pentru dolarul american. De asemenea, indicele de activitate al Philly Fed, 3,6 puncte, nu este observabil aici, însă a fost raportat de asemenea astăzi. În timp ce din alte piețe lucrurile nu arată chiar spectaculos. Dinspre Elveția, de exemplu, lipsa unor informații noi și credibile a dus la o reacție de dezamăgire. Haideți să ne uităm acum pe graficul EURUSD, o perspectivă daily încă descendentă, dar piața are ceva dificultăți aici la 1,0994. O ipoteză corectivă puternică ar fi însă legată, mai ales cred, de o depreciere a indiciilor piețelor de capital europene și din Statele Unite și mai puțin de structura strict macro. Să vedem însă cum va trece piața peste existing home sales și indicatorul de încredere a consumatorilor. Mai avem mai puțin de o oră până atunci. În mod normal, 1.10.34 ar putea fi testat. Iar dacă trecem peste acest nivel, chiar 1.10.50 ori 1.10.70 ar intra în discuție. De altfel, aș vrea să și plasez pe grafic acest reper, doar să nu-i alocăm o importanță mai mare decât cea meritată. 1.10.70, deci dacă depășim vârful anterioare, încă ne-ar păstra pe o linie de trend descendent, destul de consistentă în momentul de față. Puțin loc pentru oscilații, însă în timp s-ar putea ca 1.0994 să fie totuși spart și piața să migreze către 1.0964. Un alt suport este la 1.0936. Și GBP/USD, mult, mult mai interesant, fiindcă aici toată lumea este cu ochii pe piață, pe lira sterlină, după informațiile furnizate în weekend. Ceva mesaje dinspre Banca Centrală nu sunt dintre cele mai roz. Șafic consideră că dacă piața muncii devine mai strictă, atunci salariile pot să crească, în timp ce Will, tot de la Bank of England, spune că presiunile inflaționiste vor merge mai departe de ceea ce arată analiza Comitetul de Politică Monetară. Aceste elemente ar fi trebuit să fie pozitive pentru GBP. Ce se întâmplă însă, presiunea rămâne una descendentă și dacă punem cap la cap informațiile actuale, cred că trebuie să vedem publicări foarte slabe din Statele Unite pentru a putea înregistra o întoarcere a acestei secvențe. Acum, față de ce era mai de dimineață, presiunea este descendentă atât de mult încât mă gândesc chiar la o abordare anticipativă de vânzare, ceea ce am și făcut, fiindcă dacă cu sprijin din partea unor vorbitori în zona de politică monetară, GBP-ul este încă slab,
lucrurile s-ar putea să arate periculos. Cred totuși că avem o poziție foarte mare, având în vedere stop loss-ul. PH1, volatilitatea a crescut și atunci un stop loss pe care l-am pune undeva peste 1.41 este deja la 154 de RON, dar asta este, vom gestiona poziția în timp real. Dacă ne gândim la un take profit, acesta ar trebui să fie undeva spre jumătatea țintei noastre, să spunem cam pe la 1.40-20. Avem o poziție strict, strict ilustrativă și mult mai mare probabil decât ar fi prudent în aceste condiții. Avem posibilitatea și să închidem parțial, dar haideți să mai lăsăm puțin timp. Cred că datele din Statele Unite sunt un moment de pericol, dar poate că lucrurile vor evolua destul de rapid acum la 4 și jumătate în Statele Unite. Mergem către GBP, de la GBP USD mergem la USD JPY, dar nu înainte totuși de a marca această linie de trend și vârful anterior ca reper important 41.66, rezistență dacă depășim 41.05-41.07. Dolar yen acum încă pe trend descendent. Ne uităm puțin la indici. US 30 arată rezonabil, DE30 de asemenea. Scăderea dolar-yen deci are și alte motive decât pura corelație cu piețele de capital. În interpretarea noastră principală, cred că riscurile descendente sunt încă vizibile. Și 112.10 sau 111.86 intră în discuție ca suport, fiindcă, spre exemplu, tendința actuală oricum ne aduce în timp, probabil în sens descendent. Apoi avem acest risc pe datele din Statele Unite de la ora 5. După această episodică slăbiciune, însă, cred că înainte de a ne hotărâ asupra direcției mai largi, piața ar putea avea un rebound, fiindcă mă uit la ce se întâmplă în piețele de capital și ne menținem ideea pe orizont mediu discutată de dimineață, să spunem, la market briefing. Cred, deci, că această tendință descendentă va fi supusă la unele încercări în perioada următoare. Și că la un moment dat, până la finalul săptămânii, în a doua jumătate a asta, însă cel târziu, vom putea testa linia de trend. Dacă mergem agresiv în sens descendent, iar și există un fel de frână de siguranță pe care o poate opera teama ca BOJ să intervină. Ideea de bază, însă, pe termen scurt, probabilitatea înclină către următoarea dezvoltare, alunecare spre 112.10 sau 111.86, rebound modest, alunecare sub această regiune, retestarea liniei de trend și poate chiar depășire în zilele următoare. Mergem la petrolul WTI. OPEC-ul nu poate să se înțeleagă cu producătorii de shale oil. În momentul de față, convițuirea este imposibilă, concluzionează un articol pe Bloomberg, pornind de la niște afirmații ale secretarului general El Badri. De aici, piețele trebuie să înțeleagă că misiunea OPEC nu va fi facilă și să vadă riscuri descendente. Oil, fie în varianta Brent, fie în varianta WTI, însă nu înțelege acest lucru, ci pare a se aduna tot mai mult în zona 33. Eu nu aș băga mâna foc, însă că piața aceasta nu va coborâ sub 32.72 și mai aproape de 32.23. Dar mi s-ar părea posibil ca lucrurile să evolueze între 31.44 și 32.72 pentru o vreme, pregătindu-se pentru etapa viitoare. Cu alte cuvinte, un interval care se construiește aici, cu oscilații în jumătatea inferioară a intervalului 31.44-32.23 pentru o vreme, dar ulterior cu o destul de mare deschidere pentru un breakout ascendent. Mergem la aur și triunghiul pare a fi tot mai bine conturat. Câte vreme suntem însă în interiorul său, nu are rost să devenim foarte entuziaști. A existat un spike ce s-a dovedit fals către 1226.
Piața acoperită 4-5 dolari, ceea ce înseamnă aproape ținta, dacă nu luăm chiar cele mai agresive umbre, ci luăm corpul de start al perioadei de consolidare. Evident, date din Statele Unite care pot mișca lucrurile destul de puternic. Încep să mă gândesc dacă nu cumva pe GBP/USD ar trebui să ajustăm poziția. Nu aș vrea să avem pierderi foarte mari. Deja lucrurile sunt un pic pe minus și cred că o reducere a poziției ar fi o idee poate mai bună, să fim mai confortabili dacă nu funcționează. Cred că avem șanse să funcționeze. Aici vorbim aproape de diferențe marcate de spread plus încă câțiva pips, dar cumva am fost puși în fața unei poziții mai mari. Am luat decizia foarte rapid fără a calcula dimensiunea în pip, și ceea ce pe mine mă face să vreau să închid 0,03. Rămâne cu un 0,07, o poziție mai mică, ne-am asumat o modestă pierdere, însă e mai confortabil așa. Bun, revenind la aur, cred că acest fake breakout nu este neapărat un factor blocant pentru viitor. Cred că aurul poate să încerce să spargă în sens ascendent. Peste 1227 avem un 1232 și 1240. Suportul ar fi 1214, 1209, 1202 și 1200. Și mergem la piața de capital germană. Un grafic daily dintr-un harami bearish s-a transformat într-un harami bullish. Îmi cer scuze. Există diferențe modeste însă care pot să se transforme la nivelul finalului de zi în lucruri mai interesante. Până una alta, această consolidare se face sub 9526, suport anterior chiar înainte de a fi suport nivel de rezistență temporară. Cred că a depăși acest nivel, ceea ce mi se pare posibil, peste 9530 ar trebui să meargă piața pe un H1 la închidere, ar putea să conducă la acoperirea gapului spre 9560. Iar de acolo, întrebarea este unde vom fi la finalul zilei. Părea destul de periculos graficul și iată că s-a oprit în zona liniei de trend. Evoluția de dimineață a fost schimbată. Însă acum primele minute ale tranzacționării sunt un timp al reglajului și nu neapărat un timp al clarificării tendințelor. Veste bună pentru piața britanică și piața din Germania. Deutsche Börse și London Stock Exchange confirmă zvonurile anterioare referitoare la o fuziune. Acțiunile lor au crescut, mai ales pentru DB. Am văzut un salt important în momentul acela, în momentul confirmării acestor ipoteze. Dacă stai să te gândești, însă, discutam cu unul dintre colegi pe aici și ideea lui mi s-a părut destul de bună. S-ar putea să fie vorba și de un fel de a genera o structură care să permite tranzacționarea indiferent ce se întâmplă cu votul în Marea Britanie. Iar implicațiile n-ar fi foarte roz. Ar însemna că, de fapt, conducerea celor două burse se gândesc că poate să existe un risc pe această idee. Fiindcă, creând o entitate comună, facilitatea de a opera într-o piață sau în cealaltă este clar încurajată. Este clar mai puternică. Dar, dincolo de aceste gânduri de ordin secundar sau terțiar, cred că impactul ar putea să fie unul în continuare favorabil și să ne ducă la acoperirea gapului. Rezistența este însă 1593 și un nivel foarte important la nivel daily. Suportul este dat de linia de trend și ulterior 9439-9353. Pentru piața de capital german nu este la fel de clar,
momentul de lansare într-o altă tendință mai entuziastă, ca și pentru US 30 sau mai ales US 500. De exemplu, o închidere peste 16.544 ne-ar putea duce către 630 sau 16.705 pe termen scurt, dar în fapt ar însemna că ieșim dintr-o zonă mai largă de consolidare cu impact favorabil. Și cunoașteți, este ipoteza noastră principală. Suportul ar fi la 461, 370, undeva intermediar pe la 300 și apoi 224. Vreau să vă arăt US 500, fiindcă cred că este mai vizibil și mai important decât celelalte în furnizarea de semnale. De exemplu, aici, pentru a avea siguranță sporită, ar trebui nu doar să închidem 1-2 puncte mai sus, ci am spus 1940, cel puțin, mai bine ar fi peste 1942. Suntem acolo, ziua nu s-a încheiat și nu cred că va fi o misiune ușoară pentru cumpărători, cel puțin deocamdată. Dar vedem aceste evoluții favorabile și ne gândim dacă avem aceste evoluții favorabile anticipate, dacă n-ar fi cazul să încercăm iarăși o poziție și vom încerca și o poziție pe piața germană. Astăzi, petrecere, suntem activi. Nivelul de stop loss va fi undeva pe unde am estimat noi că linia aceasta de trend care unește minimele ar interveni, deci destul de departe, în 1489. E o poziție pe care de altfel aș amplifica-o la nevoie și un take profit inițial nu arată foarte bine ca risk reward, dacă stau să mă gândesc. Un take profit inițial ar fi acoperirea gap-ului, dar probabil că piața ar merge și mai sus. Cred că va fi cazul dacă se duce puțin mai jos, cred că este cazul să mai poate să mai adăugăm acestei poziții. Cum am ales nivelul de stop loss, pur și simplu linia de trend, dar cred totuși că în realitate este și mai jos. Nu, în asemenea condiții nu pot să mut nici stop loss-ul, dar ceea ce pot să fac este să vizez un profit mai mare, atingerea vechilor vârfuri. Dar până una alta piața merge în sens descendent pe termen scurt și ne bucurăm că avem o poziție destul de mică. GBP/USD însă merge în sensul corect din punctul nostru de vedere. Deci un pic de bias ascendent, cred, în perioada următoare. Vom revizita la finalul webinarului, dacă va fi nevoie. Oricum, nivelurile apropiate sunt deja bătătorite. De multă vreme am stat în preajma acestora, așa încât există deja o familiaritate cu aceste repere și cred și cu setup-ul tehnic în mod general. O să trecem pe scurt pe USD CAD, unde cred că ceea ce se întâmplă aici, recent pe petrol, se vede scăderea, influențează USD CAD în sens invers. Și 37,75, primul prag a fost deja depășit. Zona următoare ar fi pe la 1,38, 1,38,21 și 1,38,50, dacă petrolul va da din nou semne de apreciere, atunci însă în zilele următoare ne putem uita la un 36,60 sau chiar 36 ori schimbarea prefixului. Deocamdată cred că suntem în trepidații uzuale. Poate să mai fie loc pentru ca USD CAD, așa cum se configurează petrolul acum și răspunsul acesta destul de aprig al USD CAD-ului la scăderile încă modeste pe WTI, ne sugerează că am putea să ajungem totuși puțin mai sus cu USD CAD și abia după aceea, spre finalul săptămânii, să avem din nou riscuri descendente.
Acum ne uităm pe NZD-USD, respingere din zona superioară și un dolar mai puternic. Dar e vorba de un dolar mai puternic sau e vorba de o restrângere a unor poziții mai riscante? Aș vedea mai degrabă a doua variantă. 0,6664, însă suport puternic, dar nu infailibil. Aș da șanse destul de bune de străpungere dacă ora viitoare nu suntem peste 66-78 la închidere. Dacă mergem direct sub acest palier, însemnând o alunecare intra-hour, piața ar putea coborî spre 66-44 sau chiar 0,6616. Rezistența este dată de vârful anterior la 67,10 și apoi 67,37. Sesiunea din Asia cred că implică anumite riscuri descendente pe termen scurt. Uitați-vă și la AUD/USD. Avem în spate aprecieri destul de bune. China a furnizat lichiditate cât a putut. Yuanul s-a păstrat totuși în zona 6,52-6,53. E un context mai bun decât cred ar putea fi apărat în zilele următoare. Nu neapărat pe termen de luni de zile, pe termen de luni de zile cred că se conturează o dorință mare de stimulare fiscală. Însă, în momentul de față, AUD/USD resimte anumite riscuri descendente. În primă fază, probabil o revenire spre 72-40 n-ar fi exclusă, însă a sparge 72-17 este ipoteza principală, ulterior 71-97, 71-81 și chiar 71-70 intră în discuție care pere de suport. În fine, euro-ron este destul de nervos. Există în sesiunile următoare dezbateri în Parlament pe tema unor legi. Datele macro însă nu arată rău, cu excepția unei tendințe în industrie pe care am văzut-o, dar care este în bună parte de așteptat în ianuarie. Continuă anumite slăbiciune. Există, cred, suficiente motive pentru a fi prudenți la nivel fiscal, chiar dacă e un an electoral, dar elementele de noutate și de dezamăgire în sens descendent nu sunt foarte pregnante. Leul însă a devenit un subiect de trading și un subiect de discuție. Dobânzile continuă să scadă, deci ai argumente pentru a vinde leul. Ai de asemenea argumente uitându-te în regiune și la planurile de cheltuieli în creștere, de exemplu în Polonia, ceea ce privește nivelul alocațiilor, ca un fel de palmă dată indirect britanicilor, acestea vor crește, dar s-ar putea să fie o palmă dată propriului buget, în primul rând, și mai puțin Marii Britanii. O regiune care nu arată foarte bine în ultima perioadă favorizează leul și nu defavorizează. Cred că locul euro-ron este însă mai degrabă ceva mai sus și această alunecare s-ar putea să aibă de-a face cu un anunț izolat sau cu executarea unor tranzacții așteptate, dar vedeți cât de repede a revenit piața ulterior. Zona de echilibru ar fi între 4,46 și 4,47. Depășirile pe termen scurt de peste 50-70 de pipi ar putea să fie șanse de poziționare în direcția respectivă. Acum poate e nevoie de o consolidare și ușor pantă descendentă. Suport 4,46-15, 46-45-50 și 44-50. Rezistență 4,47-50, 4,48 și 4,48-50. Vom reveni acum la pozițiile noastre de 30, încă ezitant, dar aș adăuga la poziția noastră cu un stop loss separat 94,83 și cu un take profit de asemenea separat. Haideți să vedem dacă
Această a doua poziție aș vrea să aibă un take profit mai îndrăzneț, peste 9600, să spunem un 9628 de puncte. Așa avem o expunere mai consistentă în piață. Ne uităm de asemenea la GBP/USD, care din cum evolua poziția noastră, cred că este gata de un breakout descendent. Ce vom face în asemenea condiții? Deși avem o poziție destul de mare, chiar cu toate ajustările anterioare, ora nu s-a închis și în mod normal nu așa se operează. Dar nu vom avea ocazia să facem acest lucru mai încolo. Sau alternativ pot să vă descriu ceea ce voi face dacă piața este aici sau mai jos la ora 5. Însă având și raportările, cred că e bine să operăm totuși înainte. În mod normal la ora 5 am fi mutat, dacă piața era aici sau mai jos, am fi mutat stop loss-ul la 40,87 în zona de suport anterioară. Așa cum este sesiunea de astăzi, ne vom orienta în acest sens ceva mai devreme și vom spune riscăm, dar undeva câțiva pipi mai sus, pe la 1,4093. De ce? În mare este prea aproape. Bun, deci oricum nu avem de ales, o să încerc să prind ceva mai. Nu. Nu, avem nevoie ca piața să se ducă și mai mult în jos, deci o să lăsăm deocamdată stop loss-ul așa, până când piața merge mai jos. Însă, dacă ar fi posibil din punct de vedere tehnic, atunci aș fi dus acest stop loss mai aproape de un 40-90, nu chiar la jumătate, tocmai fiindcă există riscul acestor date din Statele Unite. Altfel, aspectul tehnic al acestui grafic ne arată că lira sterlină poate să scadă consistent în perioada următoare. Cu aceasta și cu importanta precizare că am vorbit doar despre opiniile noastre referitoare la piață și nu recomandă de tranzacționare, vă urez o zi plăcută, tranzacții bune, uitați-vă pe datele de la ora 5 să vedem și cum închid piețele de capital. Eu unul sunt foarte curios. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere!